În cadrul planului de reorganizare a APATERM, una dintre măsurile puse în aplicare este legată de ștergerea penalităților pentru persoanele care își achită datoria de bază până la sfârșitul lunii iulie a acestui an. Până acum, 205 asociații din cele 700 au accesat această măsură și 121 de persoane au semnat angajamente individuale de plată. Procedură foarte importantă în susținerea planului de reorganizare a societății este procedura de ștergerea penalităților, de anularea penalităților în condițiile în care se achită debitele de bază și în condițiile în care, evident, respectivii consumatori mai sunt și sunt la data de 1 februarie consumatori ai SCE APATERM. Directorul Electrocentrale Petre Tudor consideră că acest plan de reorganizare nu va avea efectele scontate, ba mai mult va atrage falimentul și asupra companiei pe care o conduce. Este prima oară în viața mea de manager pe diverse structuri mai mari sau mai mici, când aflu că renunțând la niște venituri, te redresezi. Deci aceste, sigur, sună frumos să renunți la niște penalizări către populație, dar renunțarea la niște venituri nu ți echilibrează niciodată bugetul. E o absurditate. Unu. Doi la mână. Sunt niște daruri otrăvite astea acolo. Dacă socotiți valoarea ce ne-a fost confiscată, jepuită, de 339 de milioane de lei, raportat la suma de încasat de la populație, diferențele sunt colosale și că ele se adâncesc. Și lucrurile sunt vizibile și prin întârzierile la plată realizate după declararea acestei insolvențe, chiar și după pronunțarea sau, mă rog, aprobarea acestui plan de reorganizare. Am spus de multe ori și multora că acest plan de reorganizare este o țeapă. Și vehemența mea este, nu vine din caracter, îmi vine din disperare, pentru că în mod evident vom fi atrași în faliment. Situația financiară a APATERM rămâne în continuare gravă, următorul termen în procesul în care este implicată societatea fiind în luna aprilie a acestui an.